10 de personalități din domeniul neurochirurgiei s-au întrunit în cadrul primului simpozion de neurochirurgie din țara noastră, iar cu această ocazie Republica Moldova, să știți că a primit donație un microscop ultraperformant care va permite efectuarea intervențiilor chirurgicale la cel mai înalt nivel. Evenimentul marchează 60 de ani de neurochirurgie în Republica Moldova și a întrunit 10 de personalități din acest domeniu, veniți din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, România, Turcia, Belgia, Germania, Rusia, dar și din Moldova. În discuție au fost puse actualități, dar și alte probleme importante din acest domeniu. Acest simpozion este consacrat actualităților neurochirurgie, noilor tehnologii care au venit și pe mânturile noastre. Recent noi am... Guvernul ne-a oferit un aparat de înaltă performanță, care practic este cel care conduce sala de operație, se numește neuronavigator. Este un mare, mare vis de-al nostru, un an urmă nici n-am visat. Și noi avem astăzi, datorită la cele 6 milioane de lei care au fost oferite de către Compania Națională de Asigurări Medicină și de Guvernul Republicii Moldova. Oamenii din Moldova au fost pregătiți în mai multe centre din lume. Profesorul Zapuhă a reușit să trimite tinerii în cele mai tari centre din Europa, din America, din Japonia, și capabilitatea oamenilor este foarte mare. Însă tehnologia trebuie dezvoltată și upgradată. Microscopul a fost un mare avantaj pentru Moldova. Lipsa de finanțare din partea statului, precum și lipsa de tehnică medicală modernă, sunt probleme întâlnite nu doar la noi în țară. In Britain, the main problem is getting enough money from our government so that we can treat patients to the best possible standards, which are those currently used in continental Europe and the United States. Primul simpozion din Republica Moldova se va desfășura pe parcursul a 3 zile, timp în care specialiștii din țara noastră, cât și cei din străinătate, vor face schimb de experiență și vor discuta despre cele mai noi metode de tratament din domeniul neurochirurgiei.